Dragii mei, înainte de a urmări următorul material, care sper să vi se pară incitant, vă rog să aruncați o privire peste un canal care mie mi s-a părut destul de interesant. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce se ascund sihaștrii de lumea noastră, cum poate fi salvat un cuplu de la divorț sau ce face un bărbat când îl lovește criza vârstei mijlocii, canalul Leac de Suflet vi se potrivește perfect. Dacă vă place, vă invit să vă abonați. Și acum să trecem la următorul material. Cazul Nazino a reprezentat deportarea în masă a 6114 persoane, dintre care cel puțin 4.000 au murit în mai puțin de 4 săptămâni. Insula mică și solitară a fost numită Insula Morții sau Insula Canibalilor din cauza haosului deslănțuit în rândul oamenilor care au fost abandonați acolo fără hrană sau adăpost. Insula Nazino se află pe cursul râului Obi din Siberia, departe de civilizație. Pe la începutul anilor 30, Stalin a deportat aici mii de oameni care se opuneau regimului. În perioada respectivă, Uniunea Sovietică folosea epurări brutale prin care Stalin îi elimina fizic pe cei pe care îi considera o amenințare la adresa regimului. Mulți opozanți proveneau din rândul armatei sau chiar din cadrul Partidului Comunist. Stalin voia să-i elimine pe toți cei care ar fi putut contesta ordinea socială pe care dorea să o construiască. Așa că a început să caute o modalitate de a elimina grupurile de oameni pe care le considera periculoase. Până la urmă, a ales opțiunea deportărilor în masă în taigaua siberiană. La mii de kilometri de civilizație, acești oameni aveau șanse foarte mici de a se opune regimului dictatorial. Erau prea ocupați să supraviețuiască. În aprilie 1933, două convoaie de elemente ostile partidului au fost trimise cu trenul de la Moscova și Leningrad. La sosirea lor la Tomsk, au fost transferați pe șlepuri și descărcate în luna mai pe insula Nazino. Primul convoi conținea 5.070 de persoane, iar al doilea 1.044. În total, 6114. Condițiile de transport erau îngrozitoare. Puțina mâncare disponibilă era necomestibilă, iar deportații erau înghesuiți în spații aproape ermetice. Rezultatul era o rată de deces zilnică de 35-40 de persoane. Aceste condiții de viață s-au dovedit totuși luxoase în comparație cu ceea ce îi aștepta pe deportați pe insula Nazino. Insula este un loc complet nelocuit, lipsit de orice așezare. A doua zi după sosirea primului convoi, zăpada a început să cadă. Vântul a crescut în intensitate. Deportații nu puteau aprinde nici măcar un foc pentru a se proteja de frig. Tot mai mulți dintre ei au început să moară. În prima zi, 295 de persoane au fost îngropate. Abia în a patra sau a cincea zi după sosirea convoiului pe insulă, autoritățile au trimis niște făină cu barca. Gardienii nu au avut curajul să ajungă cu bărcile la mal de teama deportaților. Ajunși la o distanță mică de mal, au aruncat sacii cu făină în apă. Deportații au fugit până la marginea apei, au luat sacii cu făină și au încercat să amestece o parte din făină cu apa. Majoritatea au încercat să mănânce direct făina, iar unii chiar s-au sufocat. Această cantitate mică de făină a fost singura mâncare pe care deportații au primit-o pe toată durata șederilor pe insulă. La acel moment, autoritățile nu aveau resursele sau experiența necesară să se ocupe de un număr atât de mare de deportați. Insula trebuia să fie un lagăr de muncă, iar deportații trebuiau să desțelenească terenul. Însă conducerea lagărului nu primise unelte, ceea ce însemna că prizonierii erau abandonați pur și simplu pe Nazino până când autoritățile decideau ce trebuia făcut cu ei. La momentul sosirii prizonierilor, insula era o mlaștină nelocuită. Nu exista nicio construcție, iar asta însemna că prizonierii nu aveau unde să se adăpostească pe timp de vreme rea. După vreo 3 săptămâni petrecute pe insulă, oamenii au început să moară pe capete. Pe insulă s-a instalat haosul. În lipsa hranei și a legilor care să-i protejeze pe cei slabi, prizonierii au început să se ucidă între ei.
Mulți au recurs la canibalism. Cei mai puternici îi mâncau pe cei mai slabi. Insula era dominată de spectrul nebuniei, cauzată în special de foame. Deportații disperați au început să-și construiască plute pentru a încerca să scape de pe insulă. Neavând material adecvat, plutele construite s-au scufundat imediat, iar pasagerii lor au murit înecați. În scurt timp, sute de cadavre au început să plutească în apropiere de țărm. Cei care au reușit totuși să traverseze râul au pierit în sălbăticia nemiloasă a Siberiei sau au fost împușcați de gardieni. Din cei 6114 oameni trimiși pe insula canibalilor, doar 2000 au supraviețuit până în luna iunie. În acea lună, supraviețuitorii au fost trimiși într-un lagăr de muncă din apropiere, unde cei mai mulți au murit din cauza condițiilor dure. Poate părea greu de imaginat, dar toate aceste atrocități s-au petrecut într-o lună de zile. Majoritatea deportaților au fost mâncați de alți deportați, iar mulți au fost secerați de dizenterie. Până și autoritățile sovietice, din cauza ororilor de pe insulă, au decis să oprească acest experiment. Totodată, sătenii care locuiau în zonele limitrofe insulei au trimis plângeri spunând că le este teamă ca acei canibali de pe insulă să nu evadeze. Autoritățile sovietice au negat totuși faptul că s-a ajuns la canibalism din cauza condițiilor de pe insulă și au precizat că, de fapt, așa au procedat cei care erau deja canibali și au fost trimiși pe insulă pentru a epura orașele de elementele decăzute. Nazino, insula canibalilor, rămâne cea mai neagră pagină din istoria gulagului sovietic.